Câțiva salvatori din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost instruiți pentru a obține specialitatea scafandru necesară pentru intervenții sub apă. În cadrul cursului de instruire, salvatorii au studiat regulile de securitate ale scufundărilor subacvatice, în ape curgătoare la temperaturi joase și sub gheață, metodele și procedeile de salvare, dar și acordarea primului ajutor medical persoanelor accidentate pe apă. După teorie și testarea echipamentului din dotare, salvatorii au susținut un examen sub apă. După absolvirea cursului, salvatorii vor putea interveni în misiuni reale de căutare și salvare. În cadrul IGSU sunt peste 70 de scafandri, care pe parcursul anului 2018 au intervenit în peste 65 operațiuni subacvatice pentru salvare de oameni, dar și recuperarea persoanelor care s-au înecat în lacuri sau râuri.